Salut, azi revin cu un nou videoclip de acasă, fiind decembrie, fiind sezonul porcilor și în videoclipul de astăzi vreau să vă prezint cum păstrăm șunca la saramură. Există două, două posibilități, fiecare după cum vrea și cum îi place mai mult. Prima îi să o punem într-un... Vezi aici eu am un de de... Ca o cadă termen de banat, anume pentru ele, pentru saramură, la care a pușcat un cerc din cauza la sare. În această cadă le punem și punem sare, fără apă, fără nimica să fie complet îmbibată în sare și sub ea și peste ea și la 2-3 zile ne uităm la ea și o mai, mai punem sare pentru că sarea intră în ea. Deci la 2-3 zile trebuie în permanență să ne uităm la ea să mai o întoarcem de pe o parte pe alta. Tot ce punem slănii, șuncă, oase trebuie atent supravegheate timp de 6 săptămâni. Și eu prefer metoda asta deoarece șunca, uh, șunca și slănina îi un pic mai, uh, mai tare. Mi se pare mult, uh, mult, mai ok, doar că îi mult mai mult de lucru cu ele. Uitați, tot la 2-3 zile vin, resăr sare. Păia, și sub tea, o frec bine, după 6 săptămâni o scot afară, o, o spăl așa puțin, o las la zvântat, după care o bag, o bag la fum câteva zile și după ce e gata afumată, o punem în pot la, la zvântat, la loc răcoros și bine aerisit. A doua metodă pentru șuncă, slănini și astea la saramură, e să facem apă cu sare într-un butoi, exemplu cum ar fi acesta. Facem apă cu sare, să stea ou chiar și peste și băgăm acolo șunca, slăninele, oasele ce avem, iar timp de 6 săptămâni. 6 săptămâni Specific, atenție, la șuncă, la slănini, 4 săptămâni. Deci, aici fac o paranteză, să nu se înțeleagă greșit. Deci, la șuncă, e nevoie în saramură, pentru ambele metode ce le folosim, de 6 săptămâni. Și la slănini, după 4 săptămâni, e ok să le luăm, să le băgăm la fum. Na. Revin la a doua metodă, asta să facem apă cu sare. Le băgăm acolo, le lăsăm le scoatem, pe care, același procedeu, le spălăm un pic, zvântat, fum și împot la loc bine aerisit. Diferența între cele două metode e că a doua metodă, cea în care folosim apa cu sare, face carnea așa mai moale, cum ar veni, mai, mai bleagă fiecare cum îi place gustul cum asta, în schimb eu prefer asta metodă prima, doar să vă țineți de ea, nu să puneți sare în prima zi și să vă mai uitați peste două săptămâni. Fac de ani de zile și mi se pare, mi se pare ok. Na. Cam asta a fost despre cum punem la saramură șuncile, slăninile, bineînțeles că acum, acum apes, o să pun aici și imediat și slănina și niște picioare, o coastă la saramură. Dacă v-a plăcut video, abonați-vă, dați un like și apăsați pe clopoțel pentru a fi notificat când revenim cu noi video. Vă mulțumim!